Bună ziua, mulțumim frumos pentru prezența la această conferință de presă. Ne avem alături de noi pe președintele Federației Române de Fotbal, domnul Răzvan Burleanu, și pe domnul antrenor Victor Pițurcă. Să rog pe domnul președinte să vă spună câteva cuvinte. Vreau să-i mulțumesc pe această cale, cu ocazia acestei conferințe de presă, lui Victor Pițurcă, pentru munca depusă la echipa națională, pentru rezultatele obținute și pentru relația profesională bună pe care am avut-o în această perioadă de timp. Personal, am găsit în domnul Pițurcă un partener corect, iar relația noastră a fost una directă și cinstită, așa cum îmi doresc să fie cu orice selecționer al echipei naționale. Sunt sigur că domnul Pițurcă poate confirma aceste afirmații, deși au fost foarte mulți cei care au încercat în această perioadă de timp să bage bățul prin gard, periclitând, de fapt, situația echipei naționale. Am ales să mergem în aceste preliminarii alături de Victor Pițurcă. Astăzi pot spune că a fost o decizie bună pentru că rezultatele oprobează. Dar a venit această ofertă și domnul Pițurcă își dorește o schimbare în carieră. Pe de o parte, îmi pare rău de această situație, de această plecare, iar pe de altă parte, nu pot să nu mă bucur pentru reușitele antrenorilor federali, fie că aceștia se numesc Victor Pițurcă, Florin Răducioiu sau Costel Gâlcă. Suntem pe locul 2 în grupa de calificare pentru Euro 2016, cu 7 puncte după 3 meciuri, dintre care 2 deplasări foarte grele, la Atena și la Helsinki. Așadar, suntem în cursa calificării cu șanse considerabile. Unitatea și stabilitatea la echipa națională sunt aturi prețioase pe care le apreciez, pentru care și pe care trebuie să le conservăm până la finele acestei campanii de calificare. Toate deciziile pe care le-am luat și le voi și lua de acum înainte vor ține cont de respectarea acestor obiective, unitate și stabilitate. Pentru alegerea noului selecționer, m-am consultat în toată această perioadă de timp cu destul de mulți specialiști. Am ținut cont și de părerea jucătorilor echipei naționale. Și consider, cu atât mai mult, în acest context al preliminarilor, că vorbim de anumite detalii de care trebuie să ținem cu toții cont. De aceea, suntem obligați să facem cea mai bună alegere și nu am precupețit niciun efort în acest demers al nostru. E un moment important pentru fotbalul românesc, pe care am văzut că oameni precum Mircea Sandu se grăbesc să-l afecteze, se grăbesc să semene discordie și otravă. Îl sfătuiesc pe domnul Mircea Sandu să-și vadă de treburile domniei sale și de drumurile pe care le are la DNA. Și să fie mult mai atent la temele pe care trebuie să și le facă atunci când este invitat să dea cu subsemnatul în fața procurorilor. Domnul Mircea Sandu să ne lase puțin în pace, că avem treabă și o facem bine. Nu ne ating lăturile dumnealui, pe care le aruncă în strada mare. Face asta probabil din lipsă de ocupație. Un personaj care și-a tras prime de necalificare pe seama dramei unei națiuni. Dar să trecem la lucruri mai frumoase. Dacă toți suntem astăzi împreună, aș dori să mai ating un subiect pe care îl consider foarte important. Văd că se tot caută în această perioadă de timp învrăjbirea, crearea unui conflict artificial între federație și personalități ale fotbalului românesc. Mă refer în general și în mod special la speculațiile absurde referitoare la relația dintre Federația Română de Fotbal și domnul Gheorghe Hagi. Vreau să fiu foarte clar și țin să subliniez. La primele reprezentative, la loturile naționale, vor fi convocați cei mai buni fotbaliști, indiferent de academia sau echipa de fotbal care îi furnizează. Repet, vor fi selecționați cei mai buni jucători, indiferent de academia sau echipa de fotbal care îi furnizează. E o condiție de la care nu există și nu accept nicio excepție. Selecționerii își asumă această condiție și totodată rezultatele. M-am bucurat foarte mult să văd reacția pozitivă a domnului Gheorghe Hagi și faptul că nu pleacă urechea la toate prostiile care văd că circulă
sau au circulat până acum. Vă asigur că nu suntem dușmani, ci din contra, avem un respect reciproc. La fel și determinarea în ceea ce privește interesul României și interesul fotbalului românesc. În același timp, nu pot să nu remarc, ieri și astăzi, o avalanșă de informații, titluri cu iz, aș putea spune, chiar apocaliptic, legate de numirea noului selecționer. Nu trebuie să ne pripim și nici să ne hazardăm când este vorba de echipa națională. Până la finele săptămânii viitoare, vă voi prezenta numele noului selecționer al echipei naționale. În final, vreau să-i mulțumesc încă o dată domnului Victor Pițurcă pentru întreaga activitate pe care a depus-o la echipa națională și să-i urez mult succes în noua, la noua echipă. Da, mulțumesc. Da, eu voi fi foarte scurt. De data asta chiar foarte, foarte scurt. Bun. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc atât vechii conduceri a Federației cu care am lucrat foarte, foarte mult timp și de asemenea noi conduceri a Federației care în toată această perioadă m-a susținut necondiționat. Chiar dacă au mai fost mici discuții, totul a fost perfect și acest lucru se vede în punctele obținute de echipa națională după un program extrem, extrem de greu în această toamnă. Sigur că, ca de obicei, rezultatele au fost minimalizate și diferiți experți au venit și au încercat să ducă în derizoriu aceste rezultate. Mă interesează mai puțin acest lucru. De asemenea, vreau să mulțumesc suporterilor echipei naționale care au susținut, mai ales în meciul cu Ungaria, necondiționat echipa națională. Ne-a susținut până în ultimul moment, chiar dacă la un moment dat am fost egalați. Și de asemenea vreau să le mulțumesc fanilor mei care au fost și am simțit tot timpul aproape de mine. Pe urmă aș vrea să mulțumesc agentului meu, Akram, pentru acest transfer, de asemenea firmei de impresariat a fraților Becali, care și ei au participat la acest transfer. Și nu în ultimul rând aș vrea să mulțumesc actorilor, jucătorilor, care pentru mine în toată această perioadă, nu numai în această perioadă recentă, ci de când am preluat ultima dată echipa națională, s-au comportat fantastic. Am obținut rezultate extraordinare, am format o echipă nouă, un grup foarte unit, am revenit după locul 56 în lume, iată, pe locul 21, am ajuns la baraj într-o grupă grea și iată că acum putem spune că echipa națională, după numai 3 jocuri, dar, așa cum vă spuneam, după un program infernal, are șanse mari de a se califica la turneul final. Pentru mine a fost un regret și este, că nu credeți că un regret, plecarea la echipa națională. Dar în viață, la momentul potrivit, trebuie să iei deciziile care se impun. Și eu am luat decizia cea mai bună în ceea ce mă privește. Vă mulțumesc!